6 lucruri de reținut despre cel mai nou Audi A6. Se numește TFSI-E pentru că este un plug-in hybrid. Are motor pe benzină plus motor electric. Sistemul 4 este standard. Motorul pe benzină are 4 cilindri și dezvoltă 252 de cai putere. Motorul electric este integrat în transmisia S-Tronic cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte și oferă 143 de cai putere. Puterea totală a mașinii este de 367 de cai putere și 500 Nm cuplu motor maxim, face 0-100 în 5,5 secunde și chiar dacă are pachet S-Line, are evacuări super fake. Bateria are o capacitate de 14 kWh și se alimentează prin partea stângă. Bateria este amplasată în podeaua portbagajului, ceea ce înseamnă că acest model de A6 are doar 360 de litri disponibil pentru bagaje față de 530 cât are un A6 normal.